Se intonează imnul național al României. Doamnelor și domnilor, comemorăm la acest final de decembrie 31 de ani de la victoria Revoluției Române și a Libertății, moment crucial al istoriei naționale care a schimbat din temelii societatea românească și a deschis drumul spre restabilirea valorilor statului de drept și respectului față de drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului. În acea formidabilă coeziune națională, românii au reușit, prin unitate și solidaritate, să trăiască bucuria libertății, readucând România în rândul națiunilor democratice. Participăm în continuare la slujba de pomenire a eroilor martiri căzuți pentru victoria Revoluției Române și a Libertății. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia. Ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, Unule, Zdibitorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcător și Zdibitorul și Dumnezeul lor. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile,
care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol ai turbat și ai dorit viața lui tale, însuși, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi ai neamului românesc, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului și pentru libertatea și demnitatea poporului român. Odihnește-i în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Dumnezeu să ierte! Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna fericiților într-o adormire, eroi ai neamului românesc. Și ție slavă și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților. Fericită adormire, veșnică odihnă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor tăi, eroi neamului românesc, și le fă lor veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire, fă lor veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor să fie din neam în neam și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. În veci de veci să le fie pomenirea, Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească. Are cuvântul domnul Popa Dorin, președintele Fundației Luptătorilor în Revoluția din decembrie 1989, răniți, invaliți și a urmașilor celor decedați din România. Bună dimineața, onorată asistență, stimați colegi, nu pot să mă abțin să nu spun că am ajuns la 31 de ani de la ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989. Și aș vrea să spun aici, în fața dumneavoastră, că tinerii din 1989 au murit pentru libertate.
Și iată că la 31 de ani a venit năpasta peste noi, această nenorocire numit COVID-19, și murim cu nemiluita pentru că ne luptăm cu un dușman invizibil. De aceea, iată că revoluționarii respectă regulile, trebuie să ne apărăm semenii noștri, familiile noastre, și aș vrea să-i rog pe toți cetățenii României să aibă grijă să nu îmbolnăvim familiile și, bineînțeles, pe semenii noștri. Îmi pare rău și sunt trist și sunt sigur că și colegii mei sunt la fel de triști, că iată, suntem foarte puțini, că iată, partidele politice nu vin să aducă un puternic omagiu celor care au fost împușcați. Iată că la 31 de ani nu am aflat cine, ce, cum, de ce au fost împușcați acești tineri, ba mai mult decât atât, au fost recompensați cu alegerea lor, cei care au tras și au dat ordine să împuște oameni, sunt senatori, deputați. Cu siguranță, în sufletele noastre, mâhnirea crește pe zi ce trece și eu cred că pe politicieni ar trebui să-i cuprindă teama de furia poporului român la un moment dat în care nu putem să acceptăm la nesfârșit ceea ce se întâmplă, fraților. Dragi colegi, onorată asistență, am să fiu scurt, nu vreau să plictisesc, știu că deranjez, asta o fac de foarte mulți ani, însă astăzi vreau cu tot sufletul meu să înțeleagă toată lumea, mai ales cei care conduc România, mai ales cei care au promis că vor dezvolta România, că vor aduce trai mai bun poporului român. Aș vrea să se vadă în viitorul apropiat că ceea ce au promis se va pune în practică. Vreau să fiu sigur că nepoții noștri, copiii noștri, se vor bucura după noi de un trai cât de cât decent. Speranța moare ultima, numai că eu, personal, și mă refer doar la mine, nu mai am speranță. Din păcate, pentru că de 31 de ani, partidele politice, reprezentanților, promit, ne mângâie pe creștet, ne zâmbesc frumos până după vot. Iar după vot, observ, fraților, că nu știm cum să împărțim prada, mă refer strict la politicieni, care mai de care să obțină funcții cât mai înalte, dacă se poate, cu salarii cât mai mari și, bineînțeles, cu tot ce ține de acele funcții nenorocite, care sunt trecătoare prin viața unui om. Ar trebui să se gândească că trebuie să lase ceva în urma lor acești oameni, care promit, care duc România, spun ei, pe cele mai înalte culmi, dezvoltare, trai mai bun, așa cum spuneam mai devreme. Îi rog, în încheierea mea, în discursul meu, îi rog pe cei care au intrat în politică, și mai tineri, evident, să țină cont de ceea ce au promis, să lase familiile lor mai în spate puțin și să ajute acest popor să-și îndeplinească idealurile. Nu am beneficiat decât de libertatea de a vorbi la acest microfon. Mă uit că e și roșu. Atât. În rest, oamenii o duc greu. Unii nu au ce pune pe masă.
Și pe noi ceilalți, nu știu dacă ne interesează foarte mult, poate pe unii da, dar ar trebui să ne gândim că acei copii fără părinți, cu o situație financiară dezastroasă, ar trebui sprijiniți instituțiile statului, cei care au banul, banul nostru, al tuturor, să-l distribuie în așa fel încât să ajute acele familii nevoiașe, copii. Nu se mai face școală. Se pare că dușmanul nostru, al întregii lumi, acest COVID, ne ține în întuneric, în umbră. Se pare că nu ne putem lupta și câștiga această bătălie cu nenorocirea abătută pe întreaga planetă, dragii mei. De pentru care noi suntem cei care trebuie să punem umărul împreună cu instituțiile statului și să avem grijă de semenii noștri și de copii și de familiile nevoiașe. Nu altcineva. Închei prin a vă mulțumi celor care ați venit astăzi aici, ați simțit cu sufletul că la 31 de ani nu mă așteptam și cred că nimeni nu se aștepta să vină peste noi această nenorocire. Dragii mei, vă urez sărbători fericite, dacă se poate, spune așa. Aș mai avea doar o scurtă frază. Domnilor, domnule prefect, îmi cer scuze că trebuie să vă spun, dar nu pot să mă abțin. Înainte vreme se mai ținea cont de acești oameni care au adus raza de lumină, pluralismul politic, libertatea de a ne exprima, a ne spune punctul de vedere. Faptul că nu suntem băgați în seamă nu este bine. Pentru că trebuia să ni se spună și nouă, dom'le, se organizează, nu se organizează această comemorare, mulți spun evenimente. Mă deranjează cuvântul. Nu au fost evenimente, stimați cetățeni ai României. Nu! Oamenii au vrut libertate. Au vrut să termine odată cu jugul comunist. Noi trebuie să înțelegem cu toții că avem acest drept să fim băgați în seamă, să ne întrebe și pe noi cineva, mă, cam cum vreți să se întâmple comemorarea? Nu s-a întâmplat. Au mai încercat și alții să ducă în derizoriu comemorarea eroilor Revoluției. Nu le-a mers și nu le va merge, pentru că vor continua copiii noștri. Cu asta închei, vă doresc sărbători fericite, vă mulțumesc celor încă o dată care ați venit aici, mulțumesc armatei, mulțumesc preoților care a susținut o slujbă frumoasă în memoria acestor tineri. Sărbători fericite atât cât se poate. Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Răducu Eugen, președintele Asociației Luptătorilor din decembrie 1989. Bună ziua! Vreau să mulțumesc în primul rând celor care ați venit din spirit, din suflet și mulțumesc și celor care au venit pentru că ar fi trebuit. Încerc să fiu mai puțin critică. În perioada aceasta trebuie să iertăm. Este cea mai slabă comemorare care a avut loc în 31 de ani. Nu pentru noi o mână de oameni care am rămas aici, care n-am fost anunțați, care abia ieri am știut sigur că e ceva. Dar au fost uitați cei care și-au pierdut viața. E păcat. Conduceți un județ, conduceți un oraș, v-ați zbătut cu promisiuni, ați ajuns unde ați ajuns, datorită aparatului care l-ați avut la dispoziție. Nu e meritul nostru.
Dar să nu uitați această zi, care ar fi schimbat destinul țării, dacă era altfel. La cei care ați venit și care conduceți, vreau să vă adresez o rugăminte. Nu uitați, orașul Pitești ar fi putut schimba soarta Revoluției. La garnizoană, nu e niciun secret, era pregătit și trebuia să vină Nicolae Ceaușescu cu suita. Cum ar fi fost astăzi, dacă veneau? Am făcut rost de toate documentele necesare ca și acest oraș să-și ia locul bine meritat. Oraș care a avut un rol determinant în Revoluție. A fost foarte greu, încă nu am reușit, dar sper să faceți tot ce e posibil pentru a pune orașul, nu pe noi, la locul unde merită. Și să nu uitați de oamenii care au pierit pentru un gând de libertate. Vă doresc sărbători fericite și multă sănătate! Are cuvântul domnul Decebal Constantin. Hai să începem altfel un pic, de cum am început noi de 31 de ani. Ce comemorăm noi? Niște victime, colegi de-ai noștri, 1200 și 400 de dispăruți, 1600 în total. Există o anumită formă de a face politică în România, autointitulată de dreapta, care a avut ca principal standard demonstrația dosarului Revoluției, pe care l-au folosit în continuu, în continuu, în continuu. Ăsta e principalul scop al lor, principalul punct. Ia aduceți-vă aminte, cine a închis dosarul ăsta? Cine era în 2009 la putere? Cine era șefa parchetului general? E una cu fruntea mică și tălpile mari, cu sex indecis, cum se poartă acum, în gen Concita Wurst. Răspunde la numele Chiovin și vă spune ceva numele ăsta? A închis dosarul Revoluției. Dosarul pe care ei au pretins că vor să-l ducă la capăt. L-a închis, a clasat. Și ei ne acuzau pe noi că noi nu vrem adevărul. Pe noi, pe revoluționari, spuneam, voi ascundeți, ați fost mituiți. Cine s-a dus la Curtea Europeană să deschidă din nou dosarul? Și a obținut o soluție prin care s-a infirmat decizia de clasare a acestei individe. Revoluționarii, Asociația 21, cinstelor aia care s-au dus acolo. Deci lucrurile stau exact invers. Nu noi, noi am vrut adevărul, ei au închis. Din dreapta, dreapta, din dreapta, vor adevărul. Care adevăr? Au închis dosarul Revoluției. Ei au zis că vor adevărul, nu noi. Și ai noștri s-au dus acolo și au luptat pentru el. Și au obținut. Ce s-a întâmplat imediat după aia? Au făcut recurs. Opa! Deci n-a fost o întâmplare că l-a închis și că n-a știut nu știu cine. Au făcut recurs împotriva soluției CEDO pentru a menține soluția de clasare dată de zeița aia a anticorupției. Știți ce bugete are anticorupția? Pe voi dacă vă scuturi n-aveți două de un leu, dar voi sunteți corupți. Voi sunteți urmăriți și ei sunt anticorupții. Și-au pierdut și recursul. Curtea Europeană a respins recursul al cui? Al guvernului Boc. Păi mai era Iliescu în 2011 la putere? Cine era la putere? Boc, Băsescu, de dreapta. Vor adevărul despre... Ia uzi, mă, care adevăr?
Ce s-a întâmplat a doua zi? A doua zi, după ce a venit în țară, comunicarea, motivarea, deciziei CEDO de continuarea cercetărilor în dosarul și al mineriadei. Eu sunt și parte vătămată în procesul mineriadelor. Am fost și la baricadă și sunt și parte vătămată. Am fost și în 21 la Intercontinental în 89 și am fost și parte vătămată. Eram student în procesul mineriadelor. Sunt direct, știu ce vorbesc. Ce s-a întâmplat a doua zi dimineață, după ce a venit decizia CEDO comunicată la guvernul Boc? Mai țineți minte? S-a luat în Parlament decizia desființării indemnizațiilor noastre, ca pedeapsă. Ia uzi, bă. Și o campanie furibundă de presă împotriva noastră, dirijată de aia de la putere de atunci. Cine era la putere în 2011? Era Iliescu? Bun, am înjurat pe Iliescu până în 2004, dar după aia am rămas așa? Cine era la putere atunci? Cine a coordonat campania asta de denigrare a noastră? Adică cumva fură un țigan curent și tu oprești curentul în tot cartierul. Ești deștept. Sunt impostor, pe cine putea să-i bage pe între noi? Cine putea să-i bage? Ca să ne dirigeze într-o anumită direcție, ca să ne... Ce se întâmplă în toată societatea la 31 de ani? De la răscoala din 89, suntem mai dezbinați ca oricând. Să ceartă tinerii, sunt învrășbiți împotriva bătrânilor, diaspora împotriva celor de acasă, Ardealul împotriva... Ne fac pe noi corupți. Ardealul vorbește despre noi că suntem corupți. E o propagandă continuă. Și dacă te uiți în Ardeal, în Sibiu s-au retrocedat și ce nu au avut unei organizații continuatoare a unui partid nazist. Au luat 3 sferturi din Sibiu. Clădirii 3, fostul sediu al Gestapo-ului, a fost retrocedat aceste organizații. 114 familii au fost date într-o noapte afară de acolo. Și noi suntem corupți? Dacă era în Tellerman, își dădea ochii peste cap în Piața Victoriei. La Timișoara, 177 de clădiri au fost retrocedate clanului Cârpaci. A fost PSD-ul acolo la putere, a fost Dragnea acolo. A fost Iliescu la putere vreodată în Timișoara, în 31 de ani? Cine a fost la putere? Din dreapta! Cine dirigează propaganda asta împotriva noastră? Băi, lui Ceaușescu am înțeles, au ceva la cap, că am dărâmat regimul. Dar ăștia ce au de continuă? Continuă, e alimentată în continuă propaganda împotriva noastră. N-aveți nimic de spus aici? Păcat! Păcat, ar fi trebuit să avem. Mie îmi pare rău. Doamne ajută! Are cuvântul domnul Petre Sandu. Mulțumesc! Onorată audiență, am să vă spun un lucru interesant pentru unii, cunoscut pentru alții. Acum un an de zile, Parlamentul European a votat în unanimitate zdrobitoare o rezoluție. În câteva rânduri, aș vrea ca cei de față să știe câte ceva despre această rezoluție. Am să vă citesc un scurt rezumat din ea. Ținând cont de fapt de Declarația Universală a Drepturilor Omului, având în vedere marcarea a 30 de ani de comemorare a Revoluției, declanșată la Timișoara, care a continuat în toate localitățile țării și a culminat cu Revoluția Antitotalitară din București, conducând la căderea regimului comunist și la introducerea democrației, marcând în mod tragic tranziția poporului român spre libertate și stat de drept,
care a rezultat în pierderea a 1142 de vieți omenești, 3138 de persoane rănite grav și peste 760 de persoane deținute ilegal și torturate. Având în vedere că Revoluția din decembrie 1989 și sacrificiul cetățenilor români care au stat în mod curajos în fața gloanțelor, a deschis drumul țării spre NATO, Uniunea Europeană și lumea democratică, de care fusese separată anterior, împotriva voinței poporului român, după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Având în vedere că folosirea forței împotriva poporului a clătinat dureros întreaga societate română și că identificarea autorilor reali ai acestor crime rămâne o problemă agonizantă pentru victime, familiile lor și pentru toți cetățenii români. Având în vedere că niciun act de agresiune militară împotriva propriului popor nu ar trebui să rămână nepedepsit. Având în vedere deciziile CEDO, care recunosc că în timpul Revoluției au avut loc încălcări masive ale drepturilor fundamentale. Având în vedere că statul român a tergiversat într-un mod incalificabil elucidarea și punerea la dispoziție a adevărului, care are o importanță foarte mare pentru garantarea drepturilor victimilor și moștenitorilor la compensații echilibrate și la daune, iar autoritățile naționale au eșuat în a acționa cu atenția necesară impuse de normele internaționale privind drepturile omului, comemorează și prin aceasta aduce un omagiu victimelor Revoluției din decembrie 89 care și-au sacrificat viețile pentru oprirea dictaturii totalitare din România. Recunoaște că sacrificiul protestatarilor pașnici din decembrie 89 a permis tranziția României spre democrație, spre state drept, economie de piață, precum și pentru integrarea ulterioară în NATO și Uniunea Europeană. Și mult mai important, cere statului român să intensifice eforturile pentru elucidarea adevărului Revoluției, o necesitate absolută pentru români, România, Europa și Uniunea Europeană, în virtutea dreptului poporului român de aflare a adevărului la 30 de ani de la Revoluție. Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești. Onorată asistență, vreau să transmit astăzi recunoștința și respectul profund al municipalității pentru martirii evenimentelor sângeroase de stradă din 22 decembrie 1989. Sunt zeci de ani în care ne-am dorit și am așteptat ca societatea românească să se vindece de răcile totalitarismului comunist și, din păcate, astăzi nu cred că tinerii care au luptat pe baricade sunt pe deplin mulțumiți de evoluția ulterioară a lucrurilor. Sunt dezamăgiți, au momente de insatisfacție și aleg în continuare să-și părăsească țara. Cu toate acestea, schimbarea României este una intensă, avem libertate, suntem partea Uniunii Europene, avem parteneriate cu organizații și forțe democratice puternice și avantaje multiple, de la cele geostrategice la cele identitar-culturale. Tocmai de aceea suntem datori memoriei celor uciși în decembrie 1989, dar și nouă înșine, să eliminăm confruntările interne sterile, atitudine populiste și să ne regrupăm lângă valorile democratice pentru a crește respectul cetățeanului și autoritatea instituțiilor statului. Asta și-au dorit românii la Revoluție. O Românie puternică în care să fie respectați și care să fie respectată. Nu avem voie să uităm niciodată decembrie 1989 și nici sacrificiul celor care au murit sau au suferit pentru țara noastră. Vă doresc sărbători liniștite, în sănătate și armonie.
Are cuvântul domnul Emanuel Soare, prefectul județului Argeș. În urmă cu 31 de ani, România a început să construiască o nouă istorie pentru țară, revenind la democrație după un act de curaj care a pus capăt uneia dintre cele mai tiranice regimuri dictatoriale din lagărul comunist. Din păcate, răsturnarea regimului s-a făcut cu vărsare de sânge. Astfel, în decembrie 1989, societatea românească trăia un Crăciun tragic, marcat de sacrificiul a mii de confrați, însă, pentru prima oară, după 45 de ani, primeam darul libertății, al democrației, al voinței de progres. Năzuințele românilor au fost înșelate însă de cei instalați la putere imediat după Revoluția Română, iar reformele și bunăstarea de care românii au fost privați în anii comunismului au întârziat să apară, spre dezamăgirea celor care în decembrie 1989 și-au revendicat libertatea în stradă. Adevărul despre faptele din ultimele zile ale dictaturii ceaușiste și despre crimele regimului comunist s-a lăsat și el așteptat. Ne plecăm capul în fața miilor de victime ale represiunii, morți, răniți, văduve, orfani, al căror sacrificiu a readus democrația în România. Momentul pe care îl marcăm astăzi este cel care definește România contemporană, punctul de plecare al tuturor împlinirilor noastre comune, o democrație parlamentară, afirmarea pluralismului în toate aspectele vieții publice, libertatea de expresie, economia de piață, un stat de drept, apartenența la NATO și la Uniunea Europeană. Suntem datori să apărăm ceea ce eroii Revoluției Române au câștigat prin sacrificiu și să facem toate eforturile pentru ca niciodată România să nu se mai despartă de destinul său democratic. Dreptul fiecărui român la sănătate, libertate și prosperitate trebuie apărat de instituțiile statului român, care s-au schimbat fundamental în ultimii 31 de ani. Prin eforturile noastre, ale celor care ne bucurăm azi de viața în libertate, într-un regim democratic, trebuie să ne asigurăm că greșelile din istoria contemporană a țării nu vor fi repetate și că generațiile viitoare își vor cunoaște și înțelege trecutul. Îmi doresc ca sacrificiul din decembrie 1989 să fie ultimul de acest fel din istoria noastră, iar copiii și nepoții noștri să trăiască într-o țară liberă, dreaptă și prosperă. În final, din respect pentru sănătatea bătrânilor și copiilor noștri, singurul motiv pentru care piața astăzi nu este plină este din cauza pandemiei. Ca gest simbolic, din respect pentru cei care au luptat în Revoluția Română, din respect pentru cei care s-au sacrificat, ca gest simbolic, în această dimineață am inițiat demersurile legale către Consiliul Local de schimbare a denumirii pieței Vasile Milea cu denumirea Piața Revoluției Decembrie 1989. Vă mulțumesc! Stimați participanți, în semn de omagiu și recunoștință martirilor căzuți pentru victoria Revoluției Române și a Libertății, depun coroane de flori la Monumentul Eroilor Revoluției, Asociațiile Revoluționarilor din județul Argeș. Din partea Fundației Luptătorilor în Revoluția din decembrie 1989, răniți, invaliți și a urmașilor celor decedați din România, o delegație condusă de domnul Popa Dorin. Din partea Asociației Luptătorilor din decembrie 1989, o delegație condusă de domnul Răducu Eugen. Din partea Asociației 21 decembrie 1989, filiala Argeș, o delegație condusă de domnul Ionisă Oliver.
o delegație condusă de domnul primar Cristian Gentea. Domnul președinte, Dan Olărescu.
doamnelor și domnilor, în numele organizatorilor acestei ceremonii, vă rog să-mi permiteți să vă adresez sincere mulțumiri pentru prezența dumneavoastră la această activitate organizată și desfășurată cu prilejul comemorării Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății. Vă mulțumesc!